Atât pietonii cât și șoferii constanțeni sunt supuși zilnic la diferite peripeții. În cartierul kilometru 45, oamenii sunt nevoiți să facă slalom printre mașinile parcate sau să se deplaseze pe carosabil, iar situația persistă de ani buni. Pe de altă parte, și conducătorii auto trebuie să aibă grijă atunci când trec pe lângă aceștia. Ocupă și trotuarul și nu putem merge. De ani de când stau aici, așa am mers. Numai pe stradă? Da, pe unde? Ne aflăm pe strada Progresului, unde mașinile au ocupat în totalitate trotuarul și așa mult prea îngust. Oamenii au doar două posibilități. Fie se strecoară prin spațiul rămas, fie merg pe carosabil și riscă să fie loviți de mașini. Cum prima variantă este puțin cam greu de realizat, să fii pieton în această zonă este o adevărată aventură. Constanțenii care trec zilnic prin zonă se tem pentru siguranța lor. Situația este cu atât mai dificilă atunci când aceștia sunt însoțiți și de copii. Cum să nu-mi fie frică? Păi mi-e frică. Și mai ales că țin și doi nepoți după mine de mănuță. Mi-e frică pentru mine și pentru copii. Lipsa locurilor de parcare este principalul motiv pentru care viața pietonilor din acest cartier este un adevărat coșmar. Vedeți care este situația, nu sunt parcări? E plin de mașini, tot cartierul cam așa e. Constanțenii au așteptări mari de la noua conducere. Aceștia speră că se vor construi parcări și se vor elibera trotuarele. Până atunci însă, pietonii nu au alte soluții decât să se strecoare printre mașini sau să circule pe carosabil.